Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sigur că avem reacții la discuția de mai devreme. Cu Bihoreanu amendat că mergea cu 30 de km/h. Cu Bihoreanu amendat, da. Limită de, unde era limită de 10. Da, uite una dintre reacții. Ia. Salut, băieți, este de la Oradea spre Satu Mare. O grămadă de localități, cel puțin 3 sau 4 pe care le știu eu, dintre care chiar și Diosig, unde limită de 30. Du-te cu camion cu 30 prin localitate, nu știu de ce, că nu e o circulație wow. Toate cele bune, zi faine. Da, sunt o mulțime de segmente de drum în țara asta care n-au nicio logică. Și tamana acolo, știi, polițiștii care patrulează zona, ei știu foarte bine care sunt segmentele astea de drum și când vor să, probabil, să acționeze, au și plan sau ceva, se duc la pescuit de fraieri. Că tu n-ai de unde să știi. Treci pe acolo, nu știi că trece din 80 în 50 deodată sau în 30 sau cum o fi. Și acolo te prinde. Eventual e și cumva în curbă să fie ceva mascat, vine o linie dreaptă, nu e nimeni pe drum de obicei acolo, ești în pantă. Ți se întâmplă. Mie mi s-a întâmplat să iau o amendă. Veneam pe DN2. Bă, nu mai știu, ăla Râmnic pe acolo. Tu ai suferit? Chiar nu am luat multe amenzi, dar fiecare a fost așa ciudată, știi? Și asta am fost convins că ieșisem din localitate. Eram practic în câmp. Și coboram un deal și mergeam, nu mai știu cât aveam, 92, ceva de genul ăsta. Adică, serios, eu eram liniștit, eram în câmp. Și eram în josul pantei, m-a tras pe dreapta o mașină de poliție, zice, sunteți în localitate. Unde e localitatea? Zic, arătați-i și mie localitatea. În față și în spate. Localitate. Aici e localitate, indicatorul de ieșire e la 200 de metri mai încolo. Și asta a fost, mi-a dat amendă pentru, limita era de 50, deci mi-a dat o dita mai amendă, m-am bucurat că nu mi-a ridicat carnetul. Dar e o localitate pe drumul ăsta dinspre București spre Moldova. Da, aici sunt multe de-astea. Unde la un moment dat ești pe, adică, începe localitatea, e ceva localitate, și după care e câmp mult. Da, e câțiva kilometri și până se reia localitatea. Da, exact. Nu chiar câțiva kilometri, dar suficient de mult cât să prinzi viteză. Da. Și am găsit și articolul din codul rutier, ăla cu limita minimă de viteză. Că am discutat că există indicator de limită minimă de viteză. Și care e limita minimă? Deci fiți atenți. Că nu înțeleg. Limita minimă de viteză, asta e. Deci poți fi amendat dacă mergi cu o viteză sub limita minimă obligatorie pe drumul respectiv. Eu n-am văzut niciodată asta. Constituie contravenție, nu știu ce, cu o viteză de cel puțin 10 km. Există, domnule, un indicator, scrie o cifră, scrie 48. Cu alb pe fond albastru. 48. Cred că e rotund. N-am văzut niciodată în România așa ceva, dar ăla, dacă îl vezi pe undeva, dacă scrie 50 cu alb pe fond poate albastru, le dai idei, se apucă de vopsit acum. Nu, ăla înseamnă limită minimă de viteză, deci nu poți să cobori sub aia. Și dacă ai coborât cu mai mult de 10, în principiu ți se dă amendă. În România nu există așa ceva, deci adică eu n-am văzut. Nu știu, n-am văzut. Dar cum e dacă totuși mă gândesc la Bihoreanu ăla, unde te trage pe dreapta, că aveai 30 de km pe oră și te-am amendat în zonă de 10 km. Încerci să dai șpagă? În România? În România, adică afară? Chiar așa, hai să facem așa. Facem un apel, prieteni, la ascultătorii noștri, adică la voi. La diaspora. Cei care ați șofat sau șofați acum în străinătate. Sau care ați lucrat în străinătate și ați condus și ați interacționat cu poliția. Sau nu doar cu poliția, poate și cu vame și cu ceva de genul ăsta. Ce se întâmplă în vest dacă încerci să dai șpagă la polițist când te trage pe dreapta sau când te prinde că n-ai actele în regulă sau ceva de genul ăsta? Că în România știm ce se întâmplă, se ia. Și după aceea vine aia de la DGA și saltă poliția rutieră. Tot biroul. Da, cu câte 10-15 odată. Îi cheamă la seminarul de combatere a corupției și îi arestează acolo. Deci 0372069599, numărul nostru de telefon, sau dacă vă e mai comod așa, că poate conduceți chiar acum, mesaje pe WhatsApp, eventual audio. Audio, da. Dar nu foarte lungi. Sub un minut, 0728 3 de 1, 3 de 2. Spuneți-ne ce se întâmplă în vest. Dacă azi concret, dacă există, ce se întâmplă în vest când încerci să dai șpagă unui polițist în Germania? În Austria, de exemplu, cred că mi-a zis un domn de acolo, un român care e stabilit acolo, când a simțit așa că m-ar tenta pentru parcare să dau cuiva, a zis, nici să te gândești. Eu recunosc. Deci dacă ești lângă un polițist, nici să nu gândești asta că simte. La mine,
eu recunosc și am dat o singură dată în viața mea și pagă unui polițist. Ia uite, păi de ce asta, fii atent, circulă cu viteză mare și dă-și pagă, ia. În Muntenegru, la 1 dimineața, da, bine, mă, în jurul Muntenegru. Golfului Cotor. A fost singura dată. M-a tras pe dreapta, mergeam, eram perfect, n-aveam nicio neliniște, eram super ok. Mă trage pe dreapta polițistul, vorbea o engleză, de-l dureau mâinile, de-abia reușit să înțeleg ce voia, aveam farurile de ceață aprinse. Că era o beznă totală pe drumul ăla, numai serpentine, și aprinsese și farurile de ceață, să nu care cumva să cadă în prăpastie. Și am zis, bine, dă-mi amendă că mă duc să o plătesc. A, s-a înverzit. Când i-am explicat că vreau să plătesc amendă, a fost foarte dezamăgit. Și mi-a zis că e foarte greu de plătit amenda. Trebuie să mă duc undeva să cumpăr un timbru special de amendă. Bine, unde? La poștă, nu știu. Păi mă duc, nu zice, e închis acum. Mă duc mâine, nu nicio problemă. Nu, dar nu prea se găsesc. M-a chemat la el la mașină. Mi-a arătat caietul meu. Și tot era săracul de el. Și după vreo 10 minute de parlamentari, m-am gândit, mă, cred că ăsta vrea o șpagă. Da. Și m-am uitat la el, el tătea din mâini, mi-a explicat cât de greu să plătești amendă în țara lui, dacă trebuie să-mi dea asta. Complicat. Și am scos 20 de euro și i-am zis, poți să dau ție să plătești tu amenda pentru mine? Ca să nu mă mai duc eu la poștă? Ai prins-o? Smart. Deci, practic, eu nu i-am dat șpagă, i-am dat... L-ai rugat să facă ceva în numele tău. Că să fie amabil. Da, zice, îți plătesc eu amenda, dă-mi mie bani. Ok. Poveștile din Bulgaria se pun? Acolo am o mulțime de astea de... Nu cred. 5 euro, 10 euro, 30 de euro? Nu. Dar mi-aduc aminte că mergeam spre Cehia și am ales varianta Nădlac, Ungaria, să traversăm prin Slovacia, care nu e foarte mare, practic, dacă nu ești atent, o traversezi, și după aia să intrăm în Cehia. Și la vamă am intrat, între Ungaria și Slovacia, ne-a oprit slovacul. Nu era nimeni. Era Cersenin, eram 4 copii în mașină și m-a dat jos din mașină și m-a întrebat de vinietă. Da. Și zic, n-am vinietă. Aia de Slovacia. Aia de Slovacia. Aha. Da. Iartă-mă, traversasem Slovacia în partea cealaltă. Da, iartă-mă. Așa. Zice, vinieta. Și zic, n-am vinietă. Și zice, în Ungaria ai plătit vinietă? Zic, da. Vezi? Și la noi de ce n-ai plătit? Bun și ăla, patriot. Da. Și zice, vină după mine. Și m-a băgat în ghereta lui. Eram, repet, nu era nimeni, nu trecea, numai noi treceam pe acolo. Și mi-a arătat amenzi, știi, cu degetul, că nu e și ăsta, îl dureau mâinile de la engleză. Și erau multe, 130, 150 de euro și așa mai departe, știi? Bă, și m-a luat vreo 10 minute să mă prind, că vrea ceva, vrea o șpagă. Haideți să vă arăt un catalog cu amenzi. Exact. Și cu frică, am băgat mâna în buzunar și am pus 20 de euro. Da. Și am zis, ok, și am mai băgat mâna în buzunar, am mai scos 10 și eu, cărpănos, adică, și am mai pus 10, ok? Ok. Deci și am zis ce am plecat. Să nu lase prea jos. Da. Bine. Deci altă dată n-am mai făcut. 0372069599 sau pe WhatsApp mesaje, dacă vreți, audio, 0728 3132. În câteva minute vorbim, să mai dăm și noi o muzicuță ceva și ce mai avem de dată în program. Ce se întâmplă în țările civilizate când încerci să dai șpagă la poliție sau undeva? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.